Da, cum spuneam, am apucat să învăț spaniolă. Mi se pare foarte tare limba asta. Și aseară am aflat cu stupoare că esposas. Cu ce? Stupoare. Asta e de la stup sau de la ce? Da, de la ala, de la alpine. Da, e de la stup în localitatea. Am învățat eu azi dimineață cuvântul ăsta și trebuia să-l spun repede, îți dai seama. Un cuvânt pe zi. Da, am aflat cu stupoare că esposas nu înseamnă doar soții. Dar? Dar ce? Înseamnă și cătușe. Cătușe. Puneați așa esposa pe gură. Și m-a pus în dificultate. Mă gândesc așa acum, oare ei când s-or căsători, cum zice, vrei să fii fericit să trăiești cu cătușele până adânci bătrâneți? Păi ăsta e sinonimul, esposa, draga mea! Esposas, sinonimos cătușos. Esposas, verighetas. Păi asta nu mai o zi fericită, frate, e condamnare pe viață. Esposas, că nu, n-o fi de la cătușe, gen două verighete, două cătușe, esposas. Păi două cătușe, dar la italien știți cum e? Soție? De unde să știu ce m-a cerut un italian? De unde să știu? Îi zice molie. Ce urât! Că-ți mănâncă viața? Da. Molia, mia molia asta. Eu dau cu părerea necunoștință de cauză. Am aici două domnișoare care nu-și dau cu părerea, dar mă lasă pe mine să pic de nefamilist așa. Mie mi-a zis așa, vrei să trăiești până la adânci bătrânețe? Asta am zis, da, așa. Păi, Doamne ferește, până la adânci bătrânețe. Am zis? Ai zis, nu? Când am zis. Molie, măi, de mult și nu o să mai zic. Dar la divorț vă întreabă ceva? Da. Pe bune? Da. Tu de unde știi? Am avut și o tentativă, dar am dus să divorțez, nu v-am zis, n-ați știut treaba asta, eu am dus să divorțez. Nu cred. Și m-am dus acolo și am aflat, da. Și ce te întreabă? Te întreabă dacă ești sigur că vrei să te căsătorești, dar te întreabă CNP-ul prima fază. Să știe dacă intrați amândoi acolo? Da. Și întreabă, dar depinde cum. Stai. Asta e dacă e de comun acord. Da. Și se desface căsătoria la notariat. Dacă este cu judecată și cu scandal. Ei, avere și toate. Bai, mie ce e acolo. Acolo nu te mai întreabă nimeni nimic, că își dau judecătorii cu părerea despre ce s-a întâmplat. Eu o să mă duc doar la judecata de apoi. Atât. Și te întreabă și dacă ai copii să-i împarți sau să-i ții sau să-i lași sau să-i dai să-i... Da. Înțeles. Nu e... Plătești mai mult dacă ai copii. Mai bine nu te mai însori, crede-mă. Pentru ce să ajungi acolo? Am citit dimineață nu știu cum să-i zic, o povestire de pe vremea lui Cuza, cu Sturza și cu o doamnă de care se îndrăgostise el, pe care ascunsese pe undeva și se omorau și pe vremea... Aveau și ei, nu? Pentru femei se omorau, mă, pe vremea, se trădau, se una și se alta. Și citim pe acolo, am văzut titluri, și am văzut Moș Ioan Roată. Ion Roată și Unirea. Moș Ion Roată. Mai știi? Ai, da, dar nu mai știu multe despre el. Nu mai știi. Dar știu că eram... Ce, care-i povestirea? Nu mai știu exact. Nu mai știi povestirea. Nu, dar eu oricum n-am știut niciodată dacă e. N-ai știut niciodată. Moș Ion Roată și Unirea. Deci tu trebuie să știi, dar Ramona. Azi mica Unire. Așa. Era o sticlă așa. Trebuie să ții minte că pe 24 ianuarie e copiii numerul școală. Dar de ce sunt două uniri? Că ai zis mica unire? Mică? Mica unire pe 24 ianuarie și marea unire pe... Și de ce e mare? E sticla mai mare? Da. Bine.